Ministrul secretar de stat în Ministerul Justiției, romașcanul Alin Antochi, declară că nu a avut emoții în ceea ce privește posibilitatea opoziției de a schimba prin moțiune de cenzură guvernul din care face parte. Și asta pentru că PNL-ul a făcut, în opinia politicianului, doar un exercițiu de imagine al opoziției. Cred că era previzibil că nu sunt în momentul ăsta premizele unei schimbări majorității din Parlament. Și dacă e să mă întrebați pe mine, cred că PNL-ul n-a făcut decât un exercițiu de imagine. Știau și ei că nu au voturile necesare, plus că practic toată această tevatură s-a făcut pentru un subiect unde nu vreau să intru într-o anumită teorie, dar nu e treaba guvernului să legifereze. Tema moțiunii, votul din diaspora în timpul alegerilor prezidențiale și parlamentare, este un subiect de mare actualitate, dar legiferarea modului în care românii plecați în străinătate pot participa la scrutinurile din țară nu ține de guvern, ci de parlament. Problema cea mai dificilă este aceea legată de securizarea votului pentru eliminarea acuzațiilor de fraudă, cum au fost cele ce au vizat cel de-al doilea mandat al ex-președintelui Traian Băsescu, care a câștigat în fața lui Mircea Joană prin votul românilor din ambasada de la Paris, prilej cu care au fost lansate de către PSD acuzații de fraudă electorală. E un subiect care sigur trezește foarte multe emoții și care trebuie rezolvat de o manieră, nu doar prin care se permite, ceea ce e până la un punct normal, votul din diaspora, dar să creeze și premisele securizării acestui vot, pentru că asta e cea mai mare problemă. E vorba de multe alte mijloace de... Da, acest vot este la nivelul legiferarea acestui vot este la nivelul Parlamentului, de asta într-un fel nu vreau să ne ascundem după votul din Parlament. Da, eu cred că și cum îl vedeți realizabil, pentru că este extrem de dificil. Din punctul meu de vedere, cred că n-am avut tangență cu în mod direct cu subiectul, decât exact cum spuneți dumneavoastră din ceea ce văd ca și cetățean. Sigur că maniera concret în care el poate fi făcut, cred că poate fi de inspirație, am putea să ne inspirăm din practica altor state care au așa ceva. Securizarea votului din diaspora este marea provocare a viitoarei legislații electorale. Întotdeauna în România ultimilor ani ne-am lovit de această problemă existența unei anumite fraude electorale, presupusă sau chiar dovedită în unele cazuri. Ori în aceste condiții vă imaginați că este cu atât mai important ca acest vot să fie securizat. Legea votului prin corespondență este marea provocare la care trebuie să răspundă actualul legislativ până la viitorul ciclu electoral. Opiniile politicianului Romașcan despre acest subiect, dar și despre altele, le puteți afla astăzi la postul nostru de televiziune în emisiunea Interviu cu Flora Ordan de la orele 16:30.